Bună ziua, Gaspar. Ce te plăcut în el? Nu e ochii. Și nu. Și nu, eu înțeleg și nu e ochii. Ei, o doamnă să ocup cu mine, dar văd, el nu e la lucru. Cineva, a fost nevață. De ce mai mă chioază la mine? Nu e. Nu-i. Eu da. Cu mâna asta nu o lucrează. Dar cererea depusă în luna aprilie, data 1-11, dar pe mâine luna mai se mântuie. Cum mă cheamă? Tudor Pânzar. Și unul în aprilie? 11 aprilie și eu i-a spus dumneavoastră ei. Ei mă întreabă, vreau să trimitem răspuns. Îți găsesc numărul de mobil, s-a sesionat și a venit să-și lasă aleu. Ia că deam două luni de gravă și nici de gând n-ar să-i sune și nici ajutorul material. Dar pe acolo unde locuiești, mă tai sectorul Buiucani. Dar și aici e sectorul Buiucani, la primărie aici am trimis. Că mă tai că e acolo la centru. Centru sunteți sau? Nu, sectorul centru. Nu. Maria Cebotari cu București. Dacă cum este gândeați și drept aveți frumos? Drept fundamental și constituțional, da. Dar da, nevoastră faci drept că două luni nu primesc răspuns. Dar eu nu vă adresez la nimic, nu eu vă examinez petiția. Nu eu, eu nici nu știu, doamna, ce... Poate și-o dat demisia, poate. Trebuie înlocuit. Dacă ar trebui tăi să dă ei, dar văd că eu nu vă sunt ca... Doamna, iete la sesiune, îmi pare că. Și deci de asta și nu lucrează. Dar pare, da, e. O săptămână are. Dar până de când s-a plinit luna? Încă 30 de zile lucrătoare. Eu, doamna, de o săptămână e dusă la sesiune. Și dar dumneavoastră... Da, e trebuie, că ne zic că-s cu ani, cu luni, cu ani. Stai că învață, genii că învață. Dar cine știe? Tudor Pânzari. Nu știu, nu este, văd că în decizie. Domnul Tudor, hai sunați mâine dimineață. Dar unde sun? Ești la număr de telefon? Da, nu aveți numărul. La mine este acolo în cerere numărul de mobil. Nu am nevoie, nu știu. Aștept să sune ei, naivule. Ei n-au nevoie. Hai notează numărul, e că... Nu se cred, dumneavoastră, știți precis, noi și facem sunăm, ori nu sunăm? Da. Păi dacă îi dați lui telefonul... Nu telefonăm persoanei care... Dar nu i-a sunat mie, adică n-a depus cererea încă. Examinat, nu examinat. Ați rupt-o, n-ați rupt-o. De la asistență nu i-a sunat. Ancheta. Ce ați făcut cu dânsa? S-a făcut anchetă de la asistență. Da, s-a făcut de acolo. Ia nu de acolo eu am fost așteptă așa. Încă am depus aici cât am pe lună. Și cât ai? 600... Se pensie de invaliditate, da? Da, pensie de invaliditate. Și mai ai indemnizații de veteran sau cum se cheamă, la Ministerul Apărării. Da, 200 de lei. Așa că era 15 lei odatori, cât era? 9 lei. 9 era. Da. Pentru doamna Corolenco sunteți? Corolenco? Nu. Dar ce? Și Corolenco. A, fără domiciliu dumneavoastră. Fără domiciliu, da. A, dumneavoastră, înseamnă că știți, dumneavoastră trebuie să o decizi 3.000 de lei, dar banii nu sunt transferați, nu avem unde să vă... Cum, dar piese numărul de mobil. Nu, așteptați. Când o să fie transferul, noi atunci o să vă sunăm. Dar el a dat, datele de cont, ascultați. Că ai un cont la bancă, nu? Nu, nu dar dumneavoastră, ascultați, domnul Tudor, prietenul, o să vă duceți pistele. A, și o să ridici cash. Eu vă sun pe mobil, că aveți număr de mobil, soare nu v-am trimis, că nu știm adresa. Ce stradă, ce adresă. Înseamnă că o să fie, noi, ori de asta, consiliul a fost ieri. Și cererea dumneavoastră a fost aprobată și de care vizionă ziceți 2.000 de lei. 3.000. Și mâine să 1.000 să pierdu pe drum. Nu, 3.000, 2.000 este altă pânzare acolo. Dar ce fel de ajutor este? Ajutor social unic. 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 Da, odată. În 11 luni. Da, la anul deja o să veniți în... Poate n-am mai și nevoie. Nu la anul, 6 ani veniți în 12 luni. De când protestează. Și-ar vrea să termine. Dumneavoastră nu vă s-a oferit ajutorul ăsta că stați în stradă. Vă s-a oferit că eu sunteți fără domiciliu. Am înțeles. Eu cunosc asta, nu de asta că sunt în stradă. Nu, aveți grad de abilitate și ați prezentat toate actele și... Am înțeles. Aveți grad de abilitate, nu? Da. Gradul... 2 pe viață. Deci o să-l sunați dumneavoastră când îți banii transferați ca să-i poată ridica. Mulțumim. Da, da. Cum? Noi nu trimitem scrisoare pentru că nu sunt transferați, că decizia abia este. Înseamnă că aștept sunet la dumneavoastră. Da, pentru săptămână. Sigur că dacă noi și nu mai... Bine. Trimitem scrisoare, dar... Bine. Păi zis că-s răi, dar ea că-i zbuni.
de la Consiliul Municipal Chișinău și-a făcut pomană. De-am de 6 ani ești chișinăuian și ea ghea mus-o hotărât să-ți fac o pomană. Dar nu, încă nu i-am, nu-i văd la mână. Ei, dar pe ea că i-am filmat, cum spun, ieri s-au decis la Consiliu. Și ce faci cu 3.000 de lei? Medicamente. Ia uite, trebuie să-mi iau, ieri am vorbit cu medicul, după concurs de injecții. Oho. Pot schimba de cât trebuie. La mine mai greu să agravează starea sănătății. Dintre că ai fost la stomatologul de aici? Am. A, strada cealaltă, mai la deal. Da, eu tot asta cu... doar la medic mă duc. Eu azi am vrut să mă duc, dar n-am posibilitate să mă duc. Chiar doar azi mă trebuia să cumpăr injecții. La ei, lasă-ți dea de aceea, cum se cheamă, da, mai aștept rețetă. Rețetă? Da, pa, rețetă și o faci în public. Și poate hai, obținem eu mâine pomeni, donații, ajutoare. Mâine, băie, te rog. Nu